Autoritățile din țară își schimbă strategiile de funcționare pentru a rămâne totuși conectate la populație. La Iași, de exemplu, preoții au început să ofere consiliere duhovnicească prin telefon, prin intermediul unui tel verde, iar primăria caută soluții pentru a-i ajuta pe cei peste 70.000 de pensionari care au peste 65 de ani și care nu se pot îngriji în plină pandemie de coronavirus. Starea de urgență din România schimbă modul de lucru din instituții, în special din cele de stat. Prima schimbare vine de la preoții din Mitropolia Moldovei și Bucovinei. Pentru că nu mai au voie să oficieze slujbe în biserici, prelații vor să rămână în legătură permanentă cu enoriașii. Pentru ei a fost lansat un tel verde, iar peste 70 de preoți răspund telefoanelor venite din partea credincioșilor. Sfaturile duhovnicești trebuie să ajungă în această perioadă, în special la pensionari, spune reprezentantul Mitropoliei. În general, solicitările lor vin în zona aceasta duhovnicească. Sunt foarte mulți oameni speriați, panicați, au nevoie de un cuvânt de întărire, de o îndrumare sau cer informații despre ceea ce se întâmplă. Acești preoți care preiau apelurile știu că în anumite situații trebuie să redirecționeze către autorități, de exemplu dacă sunt cazuri grave, cineva spune că are simptome de coronavirus, automat sunt îndrumați să sune la 112. Dacă sunt chestiuni mai ușoare de natură medicală, avem un medic epidemiolog și două asistente cu care ei se pot sfătui pentru chestiuni ușoare și, bineînțeles, sunt trimis la medici de familie. Suntem într-o situație cu totul excepțională. Lumea este îndemnată să stea acasă și noi ne alăturăm acestui îndemn. Încă de la început am precizat că trebuie să respectăm cu toții aceste măsuri care sunt în folosul nostru al tuturor și atunci, acolo fiind izolați, au nevoia unui dialog, simt nevoia de a primi un cuvânt, de a intra în dialog. Ei nu mai pot să se întâlnească cu preotul în scaunul de spovedanie sau nu mai pot asculta, iată, o predică, nu vor mai putea participa la slujbe. Și atunci simt această nevoie. Și primăria caută soluții pentru a-i ajuta pe pensionarii din municipiu. Peste 70.000 de oameni cu vârste de peste 65 de ani au nevoie de alimente și medicamente pentru a nu mai fi puși în situația de a ieși din case. Trebuie să ne mobilizăm mult mai mult, trebuie să cerem și sprijinul fundațiilor și organizațiilor pe care în urma unei discuții deja îl avem. Urmează să-i sprijinim pe cei care nu pot ieși din locuință pentru a-și achiziționa alimentele. Aici trebuie să specific faptul că alimentele vor fi achiziționate însă cu banii proprii, nu ai noștri. Doar cazurile sociale le direcționăm către asistența socială, încercând din bugetul local să venim în sprijinul familiilor respective. Izolarea la domiciliu poate induce o stare tensionată, în special pentru o persoană activă obișnuită să facă activitate zilnică, spun medicii psihiatri. E momentul în care ne putem reevalua și putem să ne facem și planuri de viitor pentru dezvoltarea personală și profesională, spun specialiștii de la Institutul de Psihiatrie Socola din Iași. Faptul că menții o distanță fizică, faptul că stai acasă, nu înseamnă că te izolezi social, nu înseamnă că ești un paria, nu înseamnă că ești exclus social. Dimpotrivă, din fericire trăim o epocă, o perioadă digitală, trăim o epocă în care putem fi uniți chiar stând la distanță socială, între ghilimele, cum se spune în zilele astea. Putem să ne acordăm timp pentru a ne bucura de pasiunile care poate înainte din cauza moriștii aceste extraordinare a vieții de zi cu zi nu aveam timp să le facem. Să discutăm, să avem activități cu copiii, să facem lucruri plăcute și utile împreună. Adică nu toată lumea percepe, este adevărat, această perioadă într-un sens negativ. Are și laturi și părți pozitive, iar, între ghilimele, distanța socială poate, în final, paradoxal, să ne apropie mult mai mult din punct de vedere sufletește, emoțional, profund. În prezent, în Iași sunt peste 100 de persoane izolate la domiciliu, iar alți aproape 140 de cetățeni în carantină.